Râmnicu Sărat găzduiește în această săptămână a 14-a ediție a Universității de Vară în organizarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Ediția din acest an are ca temă Pedagogia Memoriei și Datoria Neuitării. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc luni la Complexul Brâncovenesc în prezența președintelui executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Daniel Șandru, a consilierului de stat Cătălina Galer din partea administrației prezidențiale și a secretariatului de stat Irina Dumitrița Solomon din partea Cancelariei Primului Ministru. Au mai fost prezenți deputații Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei, Gabriel Avrămescu, liderul PNL Buzău, precum și reprezentanții ai administrației publice locale, Sorin Cârjan, primarul municipiului Râmnicu Sărat, și Daniel Marian Țiclea, prefectul județului Buzău. Mă aflu aici în calitate de reprezentant al președintelui României, al excelenței sale, ca un act de susținere a acestui eveniment și totodată a proiectelor pe care institutul le desfășoară. Totodată aș vrea să vă amintesc și despre un apel pe care președintele României l-a făcut la finalul lunii iulie alături de alți patru lideri europeni, când a spus că istoria regimurilor totalitare trebuie cunoscută, generația tânără are nevoie de conștientizare, iar istoria trebuie inclusă în manualele din întreaga Uniune Europeană. La 33 de ani de la căderea comunismului, mai auzim în jurul nostru de la multe segmente de populație reminescențe cu privire la perioada comunistă, trimiteri, adesea cu remarca că se trăia mai bine atunci. Prima noastră reacție pe moment este să privim acele persoane cu anumită respingere și neînțelegere în raport cu rațiunea care a dus la asemenea gândire. Datoria noastră este să vă spunem ce s-a întâmplat atunci, realitățile de atunci, și să vă conștientizăm că n-a fost o poveste urâtă. Să vă conștientizăm că trebuie, ca și voi, la rândul vostru, să duceți mai departe acele amintiri urâte. Și probabil că ar fi un experiment benefic dacă două ore, într-una din aceste zile, ați trăi ca atunci în comunism. Fără net, fără telefoane mobile, fără Facebook, WhatsApp și fără să aveți voie să spuneți adevărul. Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat este prima școală de vară de studiere a sistemului represiv comunist pentru mediul universitar. Ea reprezintă unul dintre cele două proiecte educaționale ale Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului adresate mediului universitar, care reunește studenți ai facultăților de profil. Eu am trăit doar 9 ani în comunism, dar 9 ani cred că eram considerat în clasele primare un element reacționar, pentru că la mine în casă se vorbea despre dușmani ai poporului, despre chiaburi, pentru că, da, am făcut parte sau fac parte dintr-o familie care a avut de-a face cu mare parte din acest sistem represiv și știu ce înseamnă inclusiv vizita de la securitate în casă, în curte și să asiști la o percheziție la 6 ani. Noi trebuie să le spunem tinerilor despre lucrurile astea, pentru că ei se întreabă și ei n-au perceput absolut deloc acele vremuri și acele realități. A fost mult mai mult după 1945, a fost mult mai grav decât decimarea elitelor. Atunci, din nefericire, România a picat la împărțirea globală pe o latură a acestui border. Sper și îmi doresc și mă bucur că de data asta, în vremurile în care trăim noi acum, România este sub o umbrelă consistentă. Este o țară europeană și o țară membră NATO. Aveți o săptămână la dispoziție să cunoașteți ororile trecutului și realitățile prezentului și sperăm să fiți dumneavoastră portavocea nu doar a generației, dar a tuturor celor care înțeleg de unde a venit acest pericol al unui regim totalitar care și-a distrus elite. Mai mult ca niciodată în istoria sa de după căderea regimului comunist,
România are nevoie de adevăr. Un adevăr rostit și asumat până la capăt, al cărui rol nu este acela de a demoniza sau de a interzice, ci de a arunca lumina obiectivității asupra întunericului totalitarismelor românești. Războiul din Ucraina, care a readus în viețile noastre o mare parte din tragediile și crimele secolului al XX-lea, ne arăta foarte clar că o națiune care refuză să-și înțeleagă istoria în mod critic, devine incapabilă de progres și este în mod natural predispusă la faliment moral și la ruină intelectuală. Pe parcursul celor 5 zile de desfășurare a Universității de Vară de la Râmnicu Sărat vor vorbi printre alții Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, Dinu Zamfirescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, profesor universitar dr. Micael Safir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Liviu Tofan, fost director adjunct al Radio Europa Liberă și profesorul universitar dar dr. Doru Tompea, președintele Universității Petre Andrei din Iași.